Vrei să-ți faci propriul canal de YouTube? Să te apuci de streaming? E mai simplu ca niciodată, însă trebuie să știi anumite lucruri. Ai nevoie de o cameră, o lumină și de un sunet bun. Nu te mințim, e greu să-l crești, dar hai să vorbim concret. Uite, eu am o lumină Godox, care costă 800 de lei, camera Sony ZV E10 din spate de aici, care nouă e vreo 4000 de lei cu obiectivul standard, dar e mai ieftină second hand, și acest microfon HyperX Quadcast 2, care e 700 de lei. 5.600 de lei ca să începi. Însă le poți cumpăra treptat. Și eu te sfătuiesc să începi cu un un microfon. Cu 700 de lei poți avea un microfon de podcasting de calitate pe care îl conectezi doar cu un USB la calculator, fără fie suplimentare și care să te ajute să fii auzit de lume dacă ai ceva de spus. Și e important pentru că o treime din copiii cu vârste între 8 și 12 ani vor să devină YouTuber. E normal. Acestea sunt repere și nu sunt repere. Eu visam să fiu Ion Cristoriu. Crezi că ăla e un exemplu mai bun și uite unde am ajuns. Toate astea m-au făcut să merg contra curentului, să nu ascult pe colegul meu Florin Cașotă care mi-a zis că un video despre microfoane nu merge aici pe Technoast, că nu interesează pe atât de mulți oameni. Dar mi-am zis, hei, am primit la review acest HyperX Quadcast 2, ce-ar fi să văd dacă voi sunteți interesați de ceva ieftin și bun. HyperX Quadcast 2 este un microfon de podcast de tip condenser, care poate fi folosit pentru streaming, vloguri, interviuri și se poate conecta cu USB-A sau USB-C la PC-ul tău, fie ca iMac sau Windows. Microfoanele de tip condenser sunt de două moduri și vei auzi pe multe lume care zice că cele USB sunt mai slab caritative decât cele XLR. Îți explic puțin. Microfoane XLR sunt cele tradiționale. Au un conector mare de 3 pini și acestea sunt interfețe analog. Adică nu poți transmite direct la un PC sunetul. Microfoanele acestea trebuie conectate cu un cablu la o interfață audio, o placă de captură de orice fel. Avantajul acestora este că sunt foarte versatile, stabile și prin mufere XLR poți face upgrade la orice fel de studio ai mult mai ușor. Dacă treci de la un vlog sau un podcast cu patru invitați, ai nevoie de o placă de captură cu patru canale, patru fire XLR, altul de patru microfoane de tipul ăsta. Iar aici la standard în lumea profesioniștilor sunt de obicei mai scumpe și calitatea poate fi unor mai bună. Dar nu e o diferență evidentă de calitate între un microfon XLR bun și unul cu interfață USB, ci doar una de flexibilitate poți upgrada mai ușor în studio dacă ai interfețe XLR. Microfonele de tip condenser, adică cele cum e și HyperX QuadCast 2, au în interior un capacitor format din două prăci de metal, prima fiind diafragma. Odată ce sunetul ajunge la diafragma, acesta vibrează și cauzează o schimbare de voltaj. Acest semnal electric ulterior transmis creează sunetul. E un pic de magie, iar eu am explicat-o în cuvinte simple pentru că nu am terminat tehnica și nu știu electronică. Astăzi, odată cum mufere USB-A și USB-C, microfoanele pot transmite direct sunetul la calculator fără intervenția unei prăji de captură și sunt ideale pentru cei care nu vor să cheltuiască prea mult de prima oară pentru producția audio-video. HyperX Quadcast 2 a fost lansat de curând pe piața din România și este un microfon pentru gaming și podcasting care vine într-un pachet ce conține un stand de metal, dar și un fir destul de lung pentru a fi conectat atât la USB-A cât și la USB-C. Am testat comparativ cu fostul meu microfon de acasă, un trust destul de ieftin, dar care își făcea treaba din pandemie și pe care îl foloseam pentru interviuri și streaming. Microfonul registrează 24 bit la 96 kHz, bun și pentru voce, dar și pentru muzică, și vine cu un shock mount, adică ăsta, Nou, care îl face să stea mai bine pe suportul de metal sau pe un braț ca acesta pe care îl agăți pe birou. Ceea ce mi-a plăcut în mod special la Quadcast 2 e faptul că e versatil, deci e un microfon cu USB. Și îți explic și de ce. Ai două mari butoane pe acest microfon, mai simplu nu se poate. Ai o rotiță fizică și un buton tactil în partea superioară. Cel tactil comută între volum și mute, atunci când ești într-o conversație, conferință sau într-un interviu și nu vrei ca microfonul să capteze sunet. Rotița, în schimb, e multifuncțională. O apeși 5 secunde și are o funcție diferită. Poți să crești volumul microfonului astfel încât în funcție de cum vorbești sau cât de apropiat stai de el volumul să fie mai mare. De asemenea, poți schimba volumul playback ului de sunet pentru că poți conecta creștile direct în microfon ca să nu te mai duci până în PC cu el. Altă funcție este să schimbi nivelul de sunet al monitorizării, adică atunci când faci teste de sunet, cât de puternic te auzi tu în căști. Astea sunt funcțiile de bază, dar microfonul este versatil pentru că poate fi patru microfoane într un singur. Poate fi bidirecțional, adică dacă îl pui între tine și un invitat, să zicem, va lua volumul egal de la ambii. De asemenea, poate fi stereo. Deci, ai trei direcții de monitorizare a sunetului ca și cum ai fi plasat pe un birou circular. Omnidirecțional e simplu, ia sunet din toate părțile. Ultima opțiune este cea care se numește de microfon cardioid adică ia sunetul din direcția în care acesta vine și ignoră ceea ce ai în jur. Aceasta e opțiunea potrivită pentru streaming sau dacă ești singur în fața microfonului și vorbești în fața lui. Ca să ajungi la rezultatul ăsta, poziționarea microfonului contează. Important e să fie în fața gurii tare și să vorbești direct cu el. Dacă ai același nivel sau să-l pui la un unghi de 45 de grade și să-i vorbești de sus. Pentru un om destul de simplu în a înțelege tehnologia ca mine. Microfonul a fost simplu de folosit și am învățat rapid care sunt funcție, dar și să fac niște teste scurte pentru a înțelege care e nivelul potrivit pentru mine. Din experiența mea personală, odată ce ai setat un volum al microfonului, rare ori mai umbrea el. În testele pe care am făcut eu, microfonul a avut un sunet clar, fără eco, aproape precis vocea și mi s-a părut fiind și un pic mai scump, mai clar decât microfonul meu personal. Ca folosire, o distanță de aproximativ 20-30 de cm este numai bună pentru a prinde tot, dar eu pot folosi rejer și în jur de 40-50 de cm distanță. Bineînțeles că nu are sens să vă povestesc eu despre asta, ci să demonstrez. Și așa cum am scris atunci când aveam 23 de ani într-un text, vezi aici cum se aude, urmează un test de sunet cu HyperX Quadcast 2. Aceasta este o înregistrare făcută cu microfonul HyperX Quadcast 2, un microfon care costă în momentul de față în România undeva peste 700 de lei. E un microfon care vine cu un stand de metal. Și pentru comparație, iată un test de sunet realizat în aceleași condiții cu microfonul meu personal anterior, un Trust GXT XO256 pe care l-am cumpărat în 2021 cu 380 de Aceasta este o înregistrare pe care o fac cu microfonul meu personal, un Trust GXT 256 Exo un microfon de streaming cu USB, cu iluminare, bineînțeles. Microfonul are iluminare RGB doar pe roșu și poți să o modifici dacă folosești software-ul HyperX Ingenuity pe care îl instalezi pe dispozitivul pe care îl folosești, care merge doar pe Windows, for some reason. Tot de acolo poți schimba și volumul de monitorizare a microfonului și să stabilești setările pe care ți le dorești. Are dimensiuni standard pentru asemenea microfoane, nu vine cu burete inclus, dar nici nu ai cum să pentru că ai controle tactile. Îl poți pune pe standul lui dacă ai un birou care permite asta sau poți cumpăra un braț, doar că va trebui să ai microfonul în fața feței sau la aceeași dimensiune cu buze, ne fiind un microfon pe care îl poți roti pentru ca sunetul să plece din partea superioară. Acela se numește microfon hipercardioid. Atenție la asta când cumperi un microfon, contează mult setup-ul pe care îl ai pe birou ca să se integreze cât mai bine. Ce mai trebuie să știi? HyperX Quadcast 2 e compatibil cu PC, Mac, PS5, PS4, un lucru important dacă faci streaming de pe console și vine și cu un adaptor. În standard are un conector USB-C la USB-C, dar are și un adaptor care e folositor la USB-A. Mai ales dacă sunt cei ca mine care nu au atât de multe mufe USB-C în PC, ci au mai multe mufe USB-A. Te amăgeam la început că nu dai mulți bani dacă îți faci un mini studio acasă. Și HyperX Quad 2 costă 740 de lei. Mai mult decât decent pentru feature pe care le are simplitate și flexibilitatea de a schimba modurile de înregistrare. În condiția în care un microfon te va ține bine 3-4 ani, e o investiție mai mult decât decentă. Ca o comparație, un Shure SM7B care e XLR, un reper al zonei de streaming și podcasting costă 1840 de lei. Varianta lui mai mică e 800 de lei. Dacă vei ceva micuț, Rode are câteva variante de tip pod mic la 1000 sau la 425 de lei. Un audio tehnica AT2020 USB-X pe care îl avem și noi la birou e 630 de lei, dar acela nu are un stand external de stabil din punctul meu de vedere. HyperX Quadcast 2 vine doar pe negru, deși versiunile sale anterioare, cum ar fi Quadcast S, au și variantă pe alb, care mi se pare mai frumoasă și adaptabilă diferitor setup-uri. Mai degrabă caută brațe de birou care nu sunt produse de HyperX, care lor sunt scumpe, 120 de dolari pe site-ul oficial din afară și în România nu prea am văzut. Nu contează așa de mult, un braț de calitate e ieftin și poți să te duce rejeri pe la 300 de cu 1. Iar HyperX Quadcast 2 e compatibil cu diferite firete de montaj și brațe, iar shock mount-ul său e ușor de montat și scos. De deci ce ai nevoie de un shock mount? Dacă e pe birou microfonul și nu tot asta stare, să nu vibreze și să se afecteze calitatea și unitatea sunetului. E greu să găsești și aspecte negative, din păcate, pentru că pentru ceea ce vrea să fie, HyperX Quadcast 2 e o rețetă numai bună și unitară, la fel ca și sunetele pe care le captează. Eu am fost Vlad Andreescu, iar acesta a fost review-ul meu pentru HyperX Quadcast 2, cea mai nouă adiție pentru streamer de la HyperX. Mai vezi din asta pe Tehnorat sau mai degrabă să o ținem tradițional. Să știți că nu mereu vă ascultăm, că uneori ne plac prea mult anumite produse și vrem să vă povestim de ele. Până la urmă, de asta găsești cel puțin 3 clipuri despre inere inteligente aici pe canal. Și încă nu ne-am apucat să vorbim de Samsung Galaxy Ring. Abia ce a fost Florin Cașotă să-și măsoare mâna la Samsung pentru un review. La final, like, share, subscribe, clasicii unui final de review.